Revenirea lui Marinescu la Petrolul s-a oficializat. Petrolul a ajuns la un acord cu Laurențiu Marinescu, experimentatul mijlocaș ploieștean, urmând să îmbrace astfel din nou tricolorul galben-albastru până în vara lui 2020. Marinescu este un produs al Centrului de Copii și Juniori al Petrolului Club, la care a evoluat într-o primă fază până în 2009, atunci când s-a transferat la Unirea Urziceni. A urmat în CV-ul său Steaua și U Cluj, pentru ca în 2012 să-și facă revenirea la Petrolul. A fost unul dintre jucători importanți ai perioadei în care Lupii câștigau Cupa României. Însă în 2013 Laurențiu a ratat finala din cauza unei grave accidentări. S-a recuperat și a jucat în 2014 în preliminarile Europa League. În 2016 Marinescu a semnat cu FC Voluntari, iar în această vară a avut o foarte scurtă experiență la Dunărea Călăraș, alegând în cele din urmă să revin acasă. N-am stat niciun moment pe gânduri atunci când mi s-a oferit posibilitatea să revin la Petrolul. M-am întors cu inima deschisă, aici sunt acasă și îmi doresc din tot sufletul să facem treabă cât mai bună și să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, în primul eșalon, a declarat fotbalistul de 34 de ani. În total, de-a lungul carierei, Laurențiu Marinescu a adunat 238 de prezențe în prima ligă, dintre care 104 în tricoul galben-albastru al Petrolului. Marin se întoarce după o perioadă de peste 2 ani de zile, regăsindu-i în actualul lot pe Bolboașă, Nini Popescu, Arnăutu, Tamuz, Cazan, dar și pe alți jucători cu care a fost adversar. Oficialii clubului susțin că prin revenirea lui Marinescu și-au asigurat un plus de experiență și de valoare în linia mediană. În schimb, staful tehnic și de conducere au renunțat la jucătorul spaniol Noe Acosta din motive medicale. Astfel, cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Noe Acosta a părăsit formația ploieșteană.